Sunt Andra Groitoru și vă spun bun regăsit la Popas de Suflet. În general, filozofia de viață a oamenilor este bazată pe competiție. Dacă cineva câștigă un premiu, alții trebuie să piardă. Totul este un continuu concurs. Pentru mintea noastră educată în acest fel, devine foarte greu de acceptat ideea că Dumnezeu ar putea pregăti locuri pentru fiecare în cerul său. În viziunea noastră, unii vor fi mântuiți, vor câștiga un loc, iar alții nu vor apuca să-și câștige intrarea, deci vor pierde. Din fericire, la plecarea de pe pământ, după înviere, Iisus a promis că pregătește locuri, fără a preciza limite, numere, concurență și alte astfel de lucruri. Testamentul lui de plecare se referă doar la calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu și dorința sa ca noi să acceptăm această calitate. Întreaga lume urmărea cu atenție știrile despre mina din San Jose, din deșertul Atacama. Principala cale de acces în mina de cupru a fost blocată, iar intrările alternative au fost blocate de rocile căzute și constituiau amenințare din cauza mișcării pietrelor. Un grup de 33 de mineri au fost blocați la 700 de metri sub pământ. Pe suprafață, aproape de intrarea în mină, s-a instalat tabăra speranței, cu peste 2000 de oameni care erau alături de ei. Procesul de salvare a fost mai lung decât se așteptau. După 17 zile, echipajul a reușit să aibă acces în mină pe o gaură de 17 centimetri făcută cu un burghiu. Minerii au lipit de acest burghiu o bucată de hârtie pe care scria cu litere roșii: "Suntem bine, în adăpost, toți 33. Le-au fost trimise multe provizii, au fost săpate și alte găuri mai largi, iar toți cei 33 de mineri au fost salvați cu ajutorul capsulelor de salvare din oțel. Oamenii sărbătoreau ieșirea fiecărui miner. Aceasta a fost una dintre cele mai provocatoare misiuni de salvare din mină din toată istoria. Așa cum acei mineri au fost blocați în mina din San Jose, toată omenirea a fost blocată din căderea lui Adam și a Evei în păcat, ce a fost condamnată la moarte. Dar Dumnezeu a pus la cale un plan de salvare uimitor. Un moștenitor este o persoană îndreptățită să moștenească daruri fizice sau spirituale. Iar în Biblie, celor drepți li se promite că vor deveni moștenitori a tot ceea ce are Dumnezeu, iar noi, deși a trecut atât de mult timp, credem în făgăduința aceasta și avem speranța că ne vom bucura de acest statut și de tot ce ne oferă cerul.